Continuăm emisiunea Dalea Buzoianului, vorbim cu domnul Dorin Bădulescu și aflăm ce se întâmplă acum în PNL după anunțul de ieri al domnului Romanescu referitor la excluderea dânsului, dar și a altor membri. Domnule Bădulescu, vorbeam puțin mai devreme despre această excludere și aș vrea să-mi spuneți din punctul noastră de vedere când se va întâmpla. Când veți primi o înștiințare oficială, pentru că înțeleg că o declarație într-o conferință de presă nu e de ajuns. Declarația în conferință de presă e așa, ca să mă umflu puțin în pene după ceea ce arătasem eu cum în presă anterior cu privire la legăturile dânsului cu PSD-ul pe care le-am arătat și dumneavoastră acum. Cât de mult ai negat legătura cu PSD-ul, nu poți să negi faptele. Că faptele există, sunt publice și legăturile astea nu pot fi negate. În ceea ce mă privește pe mine, n-am suportat niciodată duplicitaritatea. Adică și în căruță și în teleguță. Sau o țuică și un coniac, mai zicea cineva. Da? Mai frate, ori ești într-o formațiune politică și își faci treaba și ai relație instituțională cu un alt partid pe anumite proiecte în consilii locale. Nu mi-au plăcut niciodată jocurile pe sub masă de tipul ăstora. Și atunci, evident că am o poziție mai tranșantă decât alte persoane care poate le teamă să vorbească sau care au văzut și le s-a făcut lehamite și au zis, domnule, plec acasă. De ce nu v-ați dat demisia, domnule Bădulescu, dacă sunteți atât de nemulțumit de ce se întâmplă? Demisia mea din Partidul Național Liberal eu nu dau demisia pentru că vrea Romanescu. Eu nu dau demisia pentru că vrea Atanasiu. Ei sunt niște oameni. Ceea ce înseamnă liberalism nu e ceea ce reprezintă oamenii ăștia. Ei sunt pe lângă realitate. Deci din punctul ăsta de vedere nu au de ce să înceară demisia, pentru că în fond și la urma urmei în Consiliul Județean ne-au trimis niște cetățeni care au votat PNL-ul pentru noi, pentru alți colegi, pentru că am fost o colectivitate și am arătat care sunt proiectele. Dacă o conducere de pseudo-PSD-iști pe acolo, prin interiorul PNL, votează într-un anumit sens, vor reuși în final să demonstreze cu ajutorul doamnei Mitrea, bineînțeles, care va emite un ordin al prefectului, voi pierde mandatul de consilier județean. Eu repet, nu mă țin de un mandat de consilier județean. Dar nu are calitatea morală să-mi ceară demisia Romanescu. Nici cea mai mică calitate morală nu are să-mi o ceară. Totdeauna a făcut apel la fair play și din punct de vedere verbal. Dar din punct de vedere al fair play-ului, dânsul e praf. Oricum, a avut puterea să vă excludă din partid. A avut puterea pentru că i-au conferit-o alții. El n-ar fi avut puterea nici vreodată în viața lui să treacă prin fața mea. Așa se întâmplă în ierarhii. Dacă cineva îți oferă o putere, poți să treci păi, la parte. Dă-i, nu știu cui, putere ca să vezi ce fel de om e. Asta se cam poate aplica în orice situație și poate alții spun și despre dumneavoastră la fel. Doamnă, este adevărat că răzbunarea e arma un anumit tip de persoană. Este adevărat că în momentul în care am venit președinte, am încercat să elimin tot ceea ce știam și cunoșteam și eu și alți colegi că au rămas legături cu PSD-ul. Și am făcut atunci un fel de reformă așa, în care și-au pierdut funcțiile politice mai mulți colegi care erau în aceeași gașcă și care deserveau direct sau indirect PSD-ul. Am vrut să fac o reformă, așa era direcția partidului, ca așa să discutase în interior, că așa am discutat inclusiv cu secretarul general de la momentul ăla, Marian Petrache. Stai, scapă de... Mi-a spus foarte clar. Fă cum crezi, scapă de astfel de personaje, pentru că nu o să poți să faci politică liberală cu adevărat. Și lucru pe care l-am și făcut. Cu proxima ocazie, dânsii au dispărut din forurile de conducere, pur și simplu. Că s-au supărat, că acum Romanescu îmi plătește mie o poliță, nu e niciun fel de problemă, dar asta dovedește altceva. Că nu are capacitatea să
conducă Partidul Național Liberal și nu o va avea niciodată. Îmi trimite un telespectator un mesaj, a făcut așa un calcul, iar concluzia este următoarea, o să o citesc, să-mi spuneți ce credeți. Bebe Ionescu e omul lui Tescaru, spune, deci Bădulescu e blat cu PSD. Ionescu nu e niciodată, n-a fost niciodată omul lui Tescaru. El este angajatul companiei de apă. Faptul că acum nu mai este în PNL și faptul că l-am potențat pentru o posibilă, cum de altfel l-am potențat și pe Angel, cum de altfel l-am potențat și pe Mateișescu, că au fost în sondaj pentru Consiliul Județean. Nu pentru Consiliul Județean, pentru primărie inițial. Domnul Mateișescu. Da, și Mateișescu a fost. Domnul Ionescu a câștigat sondajul, ceea ce mi se părea logic și drept, ca dânsul să fie desemnat. Angel era la mare distanță în spatele lui Ionescu, dar asta a fost situația. Vă întreabă un alt telespectator. Poate să întrebe. Vă roagă să explicați de ce a votat Constantin Ionescu proiectele PSD. Doamne, nu știu de ce le-a votat, pentru că le-a votat după propria sa conștiință. E adevărat că au existat discuții la momentul acela, până s-au reglat anumite lucruri între consilierii fostului PNL și fostului PD. A fost o perioadă mai lungă de mișicane între consilierii fostului PNL și fostului PDL. Acuzele, pentru că, pe de o parte, unii considerau că trebuie să voteze proiectul ăla, alții considerau, ceilalți, că nu trebuie să voteze. Nu au reușit să se compatibilizeze între ei, n-au reușit să înțeleagă. Motiv pentru care mărul discordiei a fost municipiul o bună perioadă de timp, poate chiar vreo 3-4 luni de zile, până când s-au compatibilizat și au reușit să meargă în aceeași direcție. A durat mai mult decât la Consiliul Județean această compatibilizare a municipiului, din motive care țin de, efectiv, de modul în care priveau administrația publică o parte și cealaltă. Să știți că această compatibilizare între fostul PNL și fostul PDL a fost destul de dificilă. Și nici acum nu e realizată pe complet, cel puțin așa observă la nivel național. Spuneți-mi, în momentul în care veți fi exclus și veți pleca din PNL, nu de bunăvoie, veți pierde și mandatul de consilier județean, câți oameni vor pleca împreună cu dumneavoastră din PNL? Nu pot să spun câți oameni vor pleca, pot să spun că vor fi foarte mulți dezamăgiți. Este foarte posibil ca oameni care, mă rog, am avut o relație mai mult decât apropiată, deși n-aș putea să nominalizez pentru că cu toți președinții de organizație am avut o relație apropiată. Nu pot să cer unui om să mă urmeze, să se autoexcludă, să plece din PNL în condițiile în care au trecut alegerile locale, aș fi ipocrit să-i cer pleacă, vină după mine și egoist în același timp, vină după mine și dă-ți demisia din PNL să pierzi un mandat de consilier local unde te-au trimis cei din comunitate. Deci, probabil că vor fi dezamăgiți și rezultatele se vor vedea la PNL în consecință. Adică nu știu dacă în contextul ăsta, cu această problemă în grădină și cu problema de la nivel național, numită Atanasiu, cu problema de la nivel național după demisia lui Vasile Blaga, nu știu dacă PNL în județul Buzău și cu forța PSD-ului în județul Buzău, nu știu dacă PNL în județul Buzău scoate mai mult de un deputat. Dacă îl scoate. Nu scoate un deputat. În condițiile în care domnul Cristi Romanescu deschide lista de deputați. Nu contează. Va deveni, spuneți, domnul Romanescu deputat? Dacă va fi. Credeți că se schimbă lista anunțată ieri? Doamnă, lista finală, ei au anunțat o ordine pe care ar dori organizația. Ce vă face să credeți că Bucureștiul va respecta această ordine? Pentru că, deși Bucureștiului s-a solicitat să avem aceeași libertate pe care au avut-o și organizațiile din București de a ne desemna un președinte, de a desemna oamenii, n-am fost niciodată ascultați. Credeți că chiar în condițiile în care oricine ar fi fost președinte, în afară de Cristi Romanescu, ar fi avut, eu cred că ar fi avut curajul să le spună celor de la București să înceteze cu astfel de influențe și să păstreze o anumită, să lase acestei organizații până la urmă demnitate.
Păi băgându-l pe Atanasiu, aducând necunoscuți, menținându-l pe Cocei, care e vasi necunoscut chiar după 4 ani de deputăție, aducându-l pe Adonel Tănase, credeți că această organizație are vreun suflu să poată să tragă în alegerile parlamentare? Chiar cu Cristi Romanescu, Cristi Romanescu care deși era membru în organul de conducere al PNL încă de la momentul când a venit Ovidiu Anghel președinte, era membru în forul județean de conducere care nu a activat nici în timpul campaniei electorale, nici ulterior, decât pe la colțuri să ajungă să profite de conjunctura, mă rog, favorabilă creată ca urmare a unor demersuri normale și legale pe care le-am făcut la momentul ăla. Credeți că acest curaj e comun, are ceva legătură cu Cristi Romanescu? Păi mi-aduc aminte acum vreo 2 ani de zile, un an de zile, domnul Romanescu nu-și dorea parașutați de la București. Păi în condițiile astea, ce să mai credem? Avem pe cineva la telefon, domnule Bădulescu. Bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună seara. Bănuiesc că domnul Bădulescu e trist și mai trist sunt și eu, cu toate că nu sunt liberal. Dar pentru mine domnul Bădulescu este expresia liberalismului la Buzău și se confundă cu organizația. Cu toate că eu nu sunt liberal și cândva am avut disensiuni cu domnul Bădulescu. Dar de atunci i-am prezis că o să ajungă la momentul ăsta, pentru că să vedea cine are influență în această organizație. Și am o întrebare pentru dânsul. Discursul acesta pe care îl aveți acum la televizor, puteți să-l faceți cuiva din conducerea PNL altul decât domnul Atanasiu? Adică există acolo cineva sus care să vă asculte și pe dumneavoastră, să vă asculte discursul ăsta pe care l-am văzut noi acum? Sigur, există niște persoane care deja l-au auzit. L-au auzit, dar între a auzi și a asculta e o mare diferență. Există acea obtuzitate și acea uniune pe prietenii și pe alte legături între cei care sunt acolo undeva în sferele lor sus la București și cei care suntem aici mai la țară, mai la Buzău, mai la Ialomița, mai la Brăila, că vocea noastră așa, chiar dacă suntem și suntem cei care aducem voturile, nu e prea ascultată, că de nu suntem prieteni în ghilimele. Asta se întâmplă în realitate. Există o ruptură între conducerea centrală și ceea ce se întâmplă în organizații și asta e un lucru evident. Iar una e să auzi, alta e să asculți și să înțelegi. Spuneți ce mai aveți de adăugat, vă rog. Părerea mea este că există o disperare a domnului Atanasiu în astea alege și ăsta e necazul organizației de la Buzău. Adică domnul Atanasiu ține neapărat să intre în Parlament și atunci s-a gândit că la Buzău este posibilitatea cea mai bună de a ajunge în Parlament și din cauza asta mizează pe oameni ca Romanescu sau ca Cocei, oameni care sunt potenți financiar și care îl pot ajuta în dorința și satisfacă dorința asta de a ajunge parlamentar cu orice preț. Și în cazul dumneavoastră este că legătura dintre domnul Atanasiu și domnul Iohannis este foarte, foarte puternică. Dacă la domnul Iohannis ați putea să ajungeți cu discursul ăsta pe care îl aveți aici, s-ar putea să fiți înțeles, pentru că la fel de apropiat de domnul Iohannis era și domnul Scutaru. Și la un moment dat s-a rupt lanțul de iubire. Încercați așa, poate să rupeți lanțul de iubire. Vă mulțumim pentru intervenție. Mulțumesc o seară frumoasă. Pentru aprecierea telespectatorului, eu cred că domnul Iohannis nu prea nu o să se amestece în problemele interne ale PNL-ului, deși eu sunt un susținător al domnului Iohannis și am rămas cu momentele frumoase ale campaniei din 2014, când am reușit să-l propusăm pe domnul Iohannis la Cotroceni. Din păcate, pe lângă domnul Iohannis, așa, și-au făcut, cum a spus și telespectatorul dumneavoastră, și-au făcut tot felul de personaje, mai mult sau mai puțin anoste. Sunt convins că la un moment dat se va separa apa de ulei și inclusiv pleavușcă, pleavă de tipul Atanasiu va dispărea la un moment dat, pentru că ei, astfel de personaje, n-au fost decât din aia care să paraziteze sub un
anume interes anumite instituții. Dacă studiați presa din Alba, o să vedeți de-a lungul timpului cam cum a evoluat domnul Atanasiu, cam cu ce s-a întâmplat. Și astăzi presa de Buzău a dat ceva în legătură cu legăturile domnului Atanasiu cu un anume personaj pe la Rom Army sau la fabrica de armament. Sunt sigură, domnule Bădulescu, că vom auzi în campania electorală pentru parlamentare tot ce a făcut domnul Atanasiu, iar buzoienii vor alege sau nu? Nu, doamnă, buzoienii trebuie să știe dinainte cine e Atanasiu, să știe dinainte cine e Bădulescu, cine este Romanescu, trebuie să știe și să-i cântărească foarte bine pe fiecare înainte să le dea un vot. Oamenii vor să vă adreseze întrebări dumneavoastră de această dată. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara, sărăuna, bună seara, domnule Bădulescu. Bună seara. Domnule Bădulescu, obediența asta pe care o afișează PNL-ul Buzău, eu v-am mai spus că nu este bună deloc și că trebuie să faceți ceva la nivel de organizație să scăpați de elemente de să gen Atanasiu și alții care au mai fost Doina Tudor și care au mai fost aici, Pleiada, care a impus-o București. Problema este că la dumneavoastră deja sunt, scuzați-mă că zic așa, găști care au anumite interese, anumite poliții să și le plătească între ei, care sunt și la PSD, sunt și la dumneavoastră. Este un așa zis politicianism de cumetrie. Din păcate n-ați reușit nici dumneavoastră, nici PSD-ul să-i dați afară. Pentru că s-ar putea să oamenii care stau și discută anumite probleme trag o concluzie și aceea rămâne. Să nu cumva să credeți că PSD-ul este format din animale și alt partid e format din nu știu ce. Tot oameni sunt, tot oameni cu idei, tot oameni care unii dintre ei chiar vor să facă politică și care vor să facă bine. Să facă niște probleme care să aibă și cel care alege alegătorul încrederea respectivă să voteze. Credeți-mă, cu acest Atanasiu, așa cum ați spus, dacă veți prinde un loc de deputat, va fi mare lucru. Asta numai datorită mașinii de vot a partidului. N-ați aflat că domnul Bădulescu nu va mai face parte din PNL? Ba da. A fost exclus. Problema îmi pare foarte rău, deci era imaginea PNL-ului la Buzău. Omul care a muncit și care a susținut tot ce a fost activitate politică și la nivel local și la nivel național prin alegerile care de gen. Îmi pare foarte rău și eu îl văd foarte bine să colaboreze cu ALDE și să-și promoveze ideile pe care sunt într-adevăr liberale, singurele idei liberale din Buzău. Și împreună cu cei de la ALDE să facă ceva, pentru că știu că aveți o relație bună cu domnul Tăricianu. Da, o să-l întrebăm pe domnul Bădulescu ce va face mai departe. Destul de mult. Este... Da. Mai aveți vreo întrebare? Singura întrebare este dacă va reuși să candideze pe listele ALDE. Vă mulțumesc pentru intervenție. O seară frumoasă. Veți alege ALDE? Din câte știu, nu. Mergeți spre PMP. Nu pot să spun că aleg o direcție sau alta. Eu rămân un om de dreapta, nu pot să spun că voi candida sau nu la aceste alegeri. Nu v-ați hotărât încă? Nu sunt omul care să vin să declar în fața telespectatorilor în calitatea de membru încă a Partidului Național Liberal, dacă așa, să spun un lucru sau altul. Evident că aș putea face multe lucruri bune, mult mai mult, datorită și specializării, datorită și experienței, aș putea face multe lucruri bune în Parlamentul României, dar asta nu este o prioritate imediată pentru mine și nu este o prioritate să se întâmple acum. Mi-aș fi dorit acest lucru și am și declarat-o, că mi-aș fi dorit să candidez, cred că era momentul să candidez, aveam potențialul și puterea de a face niște lucruri bune pentru Buzău, însă conjunctura și aranjamentele de culise mă pun în situația de a nu avea acces și nu avea nici măcar o cale de dialog în ceea ce privește pe partidul pe care l-am servit de vreo 14 ani de zile. Dar partidul la care veți merge... Nu știu, nu vă oferă această posibilitate? Nu am și nici nu vreau să comentez faptul dacă și când și cum voi intra în altă formațiune politică sau în alte jocuri politice. Eu vreau să vă spun o singură chestiune. Sunt în măsură să vă spun două lucruri. Faptul că până când nu văd
negru pe alb că am fost exclus din PNL, trag nădejdea ca oameni de tipul celor două tipuri pe care le-am deschis mai devreme vor dispărea, așa, ca prin minune din PNL și din listele astea. De... V-ați dori, înțeleg, să rămâneți în PNL? Doamnă, poți să renunți ușor la un lucru pe care an de an, de 14 ani de zile ai construit, ai pus cărămidă cu cărămidă acolo și să vezi că toată construcția asta, nu că e a mea, e și a altor colegi care sunt în aceeași situație ca mine, să năruie, să duce pe apa sâmbetei doar pentru că așa vrea Atanasiu sau pentru că așa se gândește că ar fi bine domnul Romanescu, manipulabil de Atanasiu și de alte grupuri de interese mai mult sau mai puțin apropiate de PSD. Aș vrea să mai vorbim și apoi o să citesc și mesajele de la telespectatori. Mi-a spus înainte de emisiune că a fost un fel de bătaie de joc miercuri seară, atunci când a fost ședință a tuturor celor din PNL. Ce s-a întâmplat exact? Păi, peste tot în spațiu public, președintele impus interimar Romanescu a afirmat că ne-ar fi chemat, că ar fi vrut să aibă un dialog, că ca să pice așa bine în fața lumii. Unu, nu am primit niciun telefon decât de la secretarul partidului, care mi-a spus că sunt convocat la nu știu ce ședință și mi-a spus nu pot să vin. A doua oară, două telefoane am primit. A doua oară, vă convoacă domnul Romanescu. Deci domnul Romanescu are telefonul meu. Și atunci când am avut o problemă cu domnul Romanescu, l-am sunat personal, chiar în condițiile în care dânsul nu mai era președinte de partid, în condițiile în care am avut dialog. Adică dacă nu a uitat, zic, dă-i numărul meu de telefon, poate și sună. Și mai sunt și alți colegi pe care ar trebui să-i sune. În sfârșit, ăsta a fost mesajul pe care l-am transmis. Întâmplător sau nu, în urmă cu vreo două săptămâni ieșeam din tribunal unde îmi fac meseria și m-am întâlnit cu domnul Romanescu și am avut o discuție și am spus, băi, zic, poți să pui mâna pe telefon, atât bun simț poți să ai și tu. În sfârșit, printre multe alte chestiuni pe care am discutat, concluzia mea a fost clară de atunci. Nu se dorea prezența noastră acolo pentru că eram considerați cumva un mare pericol, dar nu știu pentru ce. Un pericol pentru, probabil pentru scaunul lui, probabil pentru numărul 1 pe listă, probabil pentru Atanasiu, doamne, nu știu. Pericol în ce fel? A fi protestat, a fi făcut alegie? Nu aveam de ce să protestez. Faptul, știți, de multe ori cuvintele și adevărul doare mult mai rău decât... Și nu mai sunt dispus ca în anii trecuți să menajez pe cineva. Am ajuns la o vârstă la care îmi permit să nu mai menajez. Am o anumită prestanță și un anumit cuvânt de spus. Și de cele mai multe ori, în momentul în care spun un lucru în partid, de cele mai multe ori să-și întâmpla. Ideea este următoarea. Din acea discuție, mă rog, informală, pentru că nu pot să o numesc așa, am dedus foarte clar că... Și am reținut o chestie. Ce bă, sunteți numai patru. Atât, ăsta a fost unul din răspunsuri și am zis, băi Cristi, tu aici greșești. Deci suntem mult mai mulți. Și cam asta a fost concluzia discuției. Ce bă, sunteți numai patru. E, în momentul în care se spune un lucru de ăsta, îți dai seama că telefonul ăla pe care l-ai așteptat vreo două luni nu o să vină niciodată și că toate jocurile vor fi făcute numai la imagini și nu cumva să pic prost în fața presiei sau a propriului electorat sau a celor din interior. Și vine, bineînțeles, în spiritul aceleași chestiuni, vreo două săptămâni am așteptat. Zic, bă, poate sună. Hai să vedem, poate se trezește. N-a sunat, mă rog. N-am discutat. Mi-am dat seama că plătește acea poliță de care vă spuneam eu mai devreme și am ajuns în situația în care se afirmă pe anumite canale media că, vezi, doamne, ne cheamă în scris la partid. Aflasem de la colegi de-ai mei din teritoriu faptul că
suntem convocați, sau activul de partid, președinți de organizații, primari, consilieri locali, sunt chemați la ora 5 într-o anumită locație. Zic, pe mine nu m-a sunat nimeni, nici măcar secretariatul, nu mă duc, că asta e. Deși sunt consilier județean și am înțeles că consilieri locali, consilieri județeni, consilieri municipali și așa mai departe, toată lumea. Bun, nu m-a chemat, nu mă duc, că nu pot să mă duc la om acasă, că era la sala Atena, ca să fac reclamă. Era acasă la domnul Romanescu, nu m-am dus. Am primit o recipisă pe care colegii mei n-au primit-o. O recipisă, am găsit-o în poartă la era acasă. Special pentru dumneavoastră formulată. O recipisă de la poștă. Și cozi înainte de, mă rog, nu prea mă duc în prima zi, dar zic de curiozitate auzind și ce s-a întâmplat în presă, zic ea, trebuie să mă duc, nu? Să văd recomandata. Vine recomandata, inspirat am fost, pentru că, vedeți dumneavoastră, să vedeți ridicol situația și la ce se pretează domnul Romanescu. Face această recomandată și ne invită, sau mă invită, că era în nume personal, mă invită la sediul partidului la ora 16 pentru a discuta pe marginea ordinii de zi de la ședința Consiliului Județean. De parcă până la această convocare nu mai fuseseră alte ședințe în mandatul ăsta de Consiliu Județean și de parcă nu rezolvasem problemele consilierii județeni pentru a... A vrut să vă menajeze, da, domnule Bobulescu. Bun. Și bineînțeles că ceea ce m-am gândit că o să întâmple și ceea ce am anticipat dând un interviu la presă chiar în dimineața acelei zile s-a și întâmplat. În sensul că, întrebat fiind domnul Romanescu, de ce nu suntem acolo, de ce nu sunt toți colegii și așa mai departe, de colegi mai vehemenți din teritoriu, s-a spus, dar le-am scris și n-au vrut să vină. Și a spus oamenii, domnule, ba, pardon, e chemat în altă parte. E chemat în altă parte și la altă oră. Păi urma să-i chem acolo dacă veneau din coace. Păi asta nu-i răspuns. Deci chemat în recomandată acolo. Era și locul greșit, da, și ora greșită. Da, bineînțeles. Ne chemase cu o oră mai înainte, n-al loc. La sediul partidului, nu la Atena, da? Bun. Că ar fi urmat să mergem o poveste de-asta. Și până la urmă nu v-ați mai întâlnit? Bineînțeles că nu ne-am întâlnit, pentru că nu s-a dorit. S-a insistat din sală. Dom'le, să vin aici, să spună, spune să, că suntem în familie, discutăm, vedem care e problema. Nu, să nu vină. N-a vrut cu niciun chip domnul Romanescu, sunt vreo 200 de martori. Să vină pentru că am fi declarat noi în presă ceva, s-ar fi declarat și dacă n-aș fi declarat eu, ar fi declarat domnul Mateișescu sau oricare alt motiv ca noi să fim, ca să nu fim prezenți acolo. Nu s-a dorit de nicio culoare prezența noastră acolo pentru că se știa foarte clar că marea majoritate a organizațiilor din PNL Buzău au o doză foarte mare de simpatie în ceea ce ne privește pe noi consilierii județeni, cel puțin cei care am fost în această dispută permanentă, ba cu Angel, ba cu domnul Romanescu mai nou, ba cu Atanasiu, pentru că lucrurile trebuie puse odată și odată la punct în acest PNL Buzău. Chiar dacă se pare că n-am reușit să o facem așa cum ar fi trebuit să o facem în momentul de față. Pot să recunosc că, indiferent cât de mult m-am zbătut și alături de colegii mei, nu am reușit să învingem acest aparat al meschinăriilor interne pe care l-a gestionat cu mare grație domnul Atanasiu. Domnule Bădulescu, mai avem 2-3 minute și câteva mesaje, o să vă rog să răspundeți scurt. Vă întreabă un telespectator cât a obținut domnul Iohannis la Buzău, că tot ați vorbit despre munca pe care ați prestat-o în campania pentru prezidențial. În contextul în care plecaseră 30 și ceva de primari și rămăsesem cu foarte puține organizații, în turul 2 a obținut 40% în total județ și 49% în municipiu. Vă întreabă altcineva, de ce nu a candidat Atanasiu la Alba, că e de acolo? Păi ce crezi, că acolo n-a făcut același lucru ca și la Buzău? Eu cred că le-a făcut și nu mai e loc. Vă mai transmite un telespectator să vă plătiți datoriile dacă vreți să conduceți organizația. Da. Dar nu sunt datorii personale. Care datorii? În 2012 nu știați că Doina Tudor și Cocei nu sunt buzoieni?
Nu am participat la campania de alegeri generale din 2012 tocmai pe această tematică. M-am retras din PNL, m-am retras. Nu am mai intrat în PNL de la momentul 2012 august, când am văzut care sunt jocurile după alegerile locale, până în decembrie 2013. Și un ultim mesaj, pentru că din păcate nu mai avem timp, sub patronajul lui Bădulescu și Mateeșescu, PNL a fost la piciorul broaștei. Ce procente a avut? A fost singur, chiar un rezultat prost? Dacă scadem municipiul, dacă scadem municipiul Buzău, unde a fost potențat domnul Angel, și scadem și Râmnicu Sărat, unde au fost 16%, unde a patronat domnul Cocei, 30 ceva la sută, restul județului. Da, deci mai media sunt, partidului la nivel național. Mai sunt câteva mesaje referitoare la faptul că ar trebui să nu mai vorbiți despre domnul Ionescu, pentru că nu e tocmai bine, vorbeau telespectatorii puțin mai devreme, oricum nu mai e cazul acum. Și vă mai întreabă cineva câte datorii are PNL. Doamne, datoriile PNL sunt niște chestiuni astea abstracte, pentru că sunt anumite chestiuni legate de sedii, de legături cu primăria, rămase din vechi, rămase, dar care au fost purtătoare de penalități. În momentul ăsta penalitățile sunt imense. Nu știu cine a semnat acele contracte, dar debitul efectiv el este aproape achitat, din ce mi-aduc eu aminte. În rest, alte datorii nu știu exact, pentru că este vorba probabil și anumite datorii care sunt eșalonate în ceea ce privește un alt sediu, sediul fostului PD, dar în rest alte datorii eu nu cunosc. Sincer, astea nu e un subiect de dezbatere, datoriile, pentru că toate filialele au anumite datorii. Era vorba doar de chestiunile legate de București. Domnule Dorin Bădulescu, eu vă mulțumesc pentru prezență și menționând faptul că întotdeauna oferim dreptul la replică, în cazul de față domnului Romanescu și domnului Atanasiu, în cazul în care vor dori să fie prezenți în emisiunile noastre, aș vrea să concluzionăm. Vreți să rămâneți în PNL? Nu sunteți de acord cu această pronunțare a excluderii într-o conferință Doamna, de eu presă? Nu mă aștept, eu nu mă aștept să... Și că vă mai gândiți revină. Dacă vreți să candidați pentru parlamentare. Bineînțeles, din partea unui alt partid. Nu mă aștept să le vină mintea la cap. Motiv pentru care cu siguranță voi fi exclus, deci și așa sunt în afara partidului, după cum se pronunță dânsii de vreo... De la momentul puciului, da? Nu există noțiunea de puci, ca să lămurim și pe acest lucru. În momentul în care vin toate organizațiile sau aproape toate organizațiile, 75% din organizații, să spunem așa, și votează în unanimitate, fără să-i oblige nimeni, unde toată lumea a putut să vorbească și care a toată lumea care a fost în sală, care a vrut a semna, care nu, dar cred că nu se poate vorbi de un puci. E vorba de o hotărâre și de o rezoluție a organizațiilor, tuturor organizațiilor din județul Buzău. Bun, deci cu siguranță veți fi exclus. Ce veți face, nu v-ați hotărât ce încă. Voi sau face, nu vreți să ne spuneți voi, deocamdată. Voi lua o hotărâre la momentul la care va fi necesar, dar probabil că voi lua o hotărâre foarte repede. Cu siguranță, dacă lucrurile se precipită, mai vorbim și săptămâna viitoare. E weekendul la mijloc, vom vedea ce se întâmplă. Nu vreau să anticipez niște lucruri, pentru că sunt sigur că voi sprijini cu siguranță tot partea de dreapta a eșichelului politic, niciodată stânga. Este clar ce veți face, vorbim săptămâna viitoare. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi, urmează jurnalul Campus TV. O seară bună, la revedere!